Încă o dată, mai bine un război cu Rusia, a spus Filat, decât un 7 aprilie din care să fim scoși de la guvernare. Deci pe Filat personal nu-l ține cureaua pentru o asemenea declarație. Eu cred că această declarație este una în cercurile lor, în cercul lui Plahotniuc și așa mai departe, care pentru prima dată au înțeles că chiar pot fi scoși de la guvernare.